Aș vrea să subliniez faptul că totuși Grand Medical Ploiești a dezvoltat această secție. Să zicem compartiment. Secție este un termen pentru o, cum se cheamă, o întreprindere mai vastă. În condiții excelente, aducând un sprijin real celor care suferă de această boală despre care dumneavoastră mi-ați vorbit. Și a spus și faptul că este un, asigură servicii gratuite. Ce ar trebui să știe omul când vine aici? Ce ar trebui să știe omul? În primul rând, ar trebui să se adreseze cu încredere, da? Pentru că suntem la dispoziția pacienților, trebuie să aibă doar documentele necesare când te duci la orice doctor, da? Cartea de identitate, cardul și dovada de asigurat. Încă o dată spun, pentru foarte multe situații nu trebuie bilet de trimite. Sunt situații care nu sunt prevăzute în lege, în care pacientul trebuie să vină cu bilet de trimitere. Dar de obicei medicii de familie știu care sunt aceste situații și trimit pacienții cu bilet de trimitere. Noi și colegii noștri am primit și pacienții care ni s-au adresat direct fără bilet de trimitere, chiar dacă nu se încadrau în ceea ce scrie în contractul cadru. Deci, primul lucru este să vină cu încredere. În al doilea rând, să aibă documentele medicale care să dovedească că sunt asigurați la casa de asigurări, o casă de asigurări. Pentru că știți că sunt, fiecare județ are o casă proprie și aici îmi face plăcere să anunț că nu există, cum se spun, o teritorializare. Orice pacient din orice județ al țării se poate adresa oricărui serviciu de oncologie din orice parte a țării fără niciun fel de probleme. Există deconturi între case, nu e niciun fel de problemă. Deci poate să vină cineva din Iași să absolut, se adreseze la... Absolut, am avut pacienți de la, bine, de la Dâmbovița am avut că e foarte aproape și că pacienților care stau, de exemplu, în Cornești, le mai aproape Ploieștiu decât Târgoviștea. Dar am avut pacienți din Călăraș, și am avut din Constanța, am avut din Craiova. Deci sunt oriunde pacientul crede că este mai bine pentru el, se poate duce fără niciun fel de problemă. Al treilea lucru important este faptul că nu plătește nimic. Încă o dată subliniez acest... nu există o taxă pentru consultație, pentru internare, pentru investigații, pentru absolut nimic. Da? Pentru tratament? Pentru tratament, nu, absolut nimic. Singurele analize care se plătesc și, care se fac la dorința pacientului sunt markerii tumorali, niște analize pe care casa de asigurări nu îi decontează. Personal n-am înțeles de ce, pentru că ele sunt necesare în urmărirea pacienților cu diverse forme de cancer. Da? Asta e o altă problemă pe care nu știu să vă spun.